Apostol Pavel a fost primul care a vorbit despre sărbătoarea Paștelui, învierea lui Iisus Hristos și a îndemnat pe creștini să-L omagieze pe Mântuitor. Această zi sfântă și-a păstrat până în prezent farmecul și semnificația, aducând fiecăruia dintre noi un moment de liniște sufletească, de apropiere de credință și de familie. Cine formația folclorică din satul Sirkova. Cântă cucu, bată-n vina, de răsuna Bucovina. Pământ
noi e strânsă sul de piele, când Domnul se va arăta, mă vom topi cu al mele stele și-n râu de foc moi e mica. Mă voi topi cu al mele stele și-n râu de foc moi e mica. Iar tu, pământ care ești astăzi de Dumnezeu împodobit, de arden flacăra cumplită, căci omul a păcătuit, de arden flacăra cumplită, căci omul a păcătuit. Eu dau și ploaie și căldură, tu hrană pentru cei plămâni, iar omul nostru nu cunoaște al Dumnezeului cuvânt. Iar omul nostru nu cunoaște al Dumnezeului cuvânt. Și dacă așa ne-a fi sfârșitul, să plângem cerul amândoi, căci omul mult ne cotitul va arde-n foc și el cu noi, căci omul mult nesocotitul va arde-n foc și el cu noi. Mulțumim mult! Cucu, batalvina, de rasă la Bucovina. Cântă cucu, batalvina.